ziua! Ați fost convocați pentru ședința ordinară a Consiliului Local din luna iunie prin dispoziția primarului numărul 124 din 24 iunie. Sunt prezenți 12 consilieri locali din cei 15 în funcție, 3 consilieri locali lipsesc motivat, respectiv domnul Ciobanu, doamna Botezatu și domnul Meșterca, dar înțeleg că vor participa online. Dar nu lipsesc, dacă participă deci, online, online, înseamnă că sunt domnul Meșterca, l-am prezent, văzut. Da? Pe domnul Meșterca, bună ziua. Și doamna s-a înscris? Încă nu. Bun, atunci participă domnul Meșterca. Deci domnul Meșterca participă online, îi așteptăm și pe ceilalți dacă reușesc să se conecteze. Ședința îndeplinește condițiile statutare pentru a avea loc. Vă rog pe doamna președintă să preia conducerea. Bună ziua și bine ați venit la ședința din data de 30 iunie. Avem discuții pe procesul verbal din data de 31.05.2021. Supunem la vot procesul verbal din data de 31 mai 2021. Da. Cine este pentru? Înainte de a spune pe ordine de zi pentru cele 8 puncte, vă anunț că sunt două puncte suplimentare. Cine este pentru aceste două puncte suplimentare care au fost aduse la cunoștință în ședința de comisii? Împotrivă? Putem da drumul la ședința de pe ordinea de zi, da? La lista. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru atragerea de investitori și susținerea dezvoltării economice a orașului Slănii Moldova. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Bună ziua și vă spun bine ați venit la ședința ordinară pentru luna iunie și salut și pe cei care prezintă, care ne urmăresc de la distanță. La punctul numărul 1 este de fapt o reluare a dorinței noastre de a atrage investitori. Am avut acest ajutor de minimis până în decembrie 2020. Acum vă supun atenției să-l reluăm, în așa fel încât oricine vrea să apeleze la el să poată apela și este un instrument foarte bun de a atrage investiții în localitatea noastră. Dacă sunt ceva întrebări referitor la acest punct. Cum să se va face servința celor care participă? Am înțeles că unim 5. Care depun mai rapid altele 10. Nu există o selecție, vor exista niște cereri. Și cererile se vor aproba în funcție de solicitare. Posibil că dacă avem mai mult de 5 solicitanți, să ajungem noi acolo la 5 solicitanți care investesc minim 200.000 de euro, pentru că asta este investiția minimă, și atunci o să discutăm. La momentul acesta noi avem un aviz al Consiliului Concurenței pe care trebuie să-l urmărim. Adică nu avem posibilitatea să facem noi altceva decât ce spune în aviz. De fapt, este o lege națională a ajutorului de minimis care se coboară la nivel local și din legea națională să preiau niște obligații. Noi nu putem acum să... Probabil că nu o să ajungem acolo, dar dacă o să ajungem, nu avem un concurs acum pe această zonă. Dacă îmi permiteți, cererile se soluționează în ordinea înregistrării și în limita fondului alocat. Dar cine vine mai repede? Dar să dea domnul să vină, investitor, da. Bun. Când o să ajungem acolo, la al șaselea, atunci o să vedem cum facem. Am găsit soluții. Cu siguranță. Supunem la vot proiectul numărul 1. Avizul comisiilor. Favorabil. Cine este pentru? Domnul Mușcă Cacea. Pentru. Împotrivă? Abține. Trecem la punctul numărul 2 de pe ordinea de zi.
proiect de hotărâre privind soluționarea contestației formulate de către SC Digital Media Print, SRL Bacău, împotriva hotărârii Consiliului Local al orașului Slănii Moldova, numărul 57 din 28.04.2021, privind declararea de utilitate publică a lucrărilor obiectivului de investiții, restaurare, clădire, casino, în vederea amenajării unui centru cultural în orașul Slănii Moldova, județul Bacău, situat în Slănii Moldova, strada Vasile Alexandrii, numărul 3, județul Bacău. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Discuție. Acum câteva ședințe în urmă, dumneavoastră ați fost de acord ca această clădire să fie declarată de utilitate publică. Proprietarul clădirii, dintr-o dorință a lui așa de a nega acest lucru, el nu s-a născut aici și n-a crescut la Slănii Moldova, să știe că această clădire este clădirea unde noi am avut cinematograf, unde noi am avut casă de cultură, unde noi am avut bibliotecă, unde noi am avut teatru. Nu are de unde să cunoască aceste probleme și probabil în necunoștință de cauză spune că nu este de utilitate publică. Propunerea mea este să respingem această contestație formulată de către dumnealui și mai departe o să vadă dumnealui dacă va mai sesiza undeva sau dacă înțelege că această clădire nu poate să fie decât a localității, respectiv controlată de Consiliul Local, pentru că este destinația, scopul principal pentru care a fost construită această clădire. Dacă sunt ceva întrebări, vă stau. Supunem la vot. Votul comisiei. Avizul comisiei. Favorabil. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Împotrivă, haideți să mă dăm împotrivă. Cine se abține? Abține, da? Abține. Doamna 5. 6. Și doamna putem. Trecem la punctul 3 după ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții a Direcției de Asistență Socială în subordinea Consiliului Local al orașului Slănii Moldova. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Am discutat în comisie că este vorba doar de niște mici modificări dat la recomandarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Aveți cuvântul, domnul. Știu că la o ședință anterioară au mai fost discutate aceste probleme și chiar dumneavoastră mi-ați promis sau nu știu, mi-ați spus că nu veți angaja la acest compartiment mai mult de atât de persoane cât sunt, nu știu, erau la momentul ăla 3 persoane. Acum mă văd în nouă organigramă alte persoane tot. Dacă puteți să ne spuneți sau să ne dați detalii despre acest lucru. Îmi mențin poziția pe care am enunțat-o atunci și la momentul acesta nu am angajat alte persoane. Nu știu unde vă uitați dumneavoastră, pe ce documente, dar am spus și repet, este o recomandare a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici de care noi trebuie să ținem cont. Spre exemplu, nu se mai cheamă director, ci se cheamă director executiv sau nu aveam reglementate achizițiile. Am scris undeva și achiziții. Adică sunt organigrama nu se modifică ca și funcționare, ci, ca să înțelegeți mai ușor, se modifică ca și denumire. Pentru că trebuie să aducem, să reglementăm niște lucruri în materialul pe care l-ați primit. Aveți punctul de vedere al Asociației Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Niște persoane noi. De asta v-am și întrebat. N-ați văzut persoane, domnule consilier? Ați văzut
modificat un compartiment sau un nume de funcție, nu de persoane. Respectiv, dacă vreți să amestecați ca să păreți interesant organigrama cu nu cu oamenii, nu vă iese, pentru că nu aveți pe cine. Da? Nu am modificat. Și la momentul propun, atunci o să vedem. Domnul primar, acolo în organigrama asta de la DAS, am văzut că sunt trecute 62 de posturi. 45 de persoane au la rândul lor în întreținere alte persoane, iar de la 45 la 62 de posturi. E vorba de vreo 17 posturi. Am înțeles că acolo sunt privată directorul executiv, cum spuneți dumneavoastră, serviciul de achiziții. Puteți spune că, după cum spune și domnul consilier Ceangău, a fost vorba de vreo 3-4 persoane și vă aduc aminte că, sau 5 persoane, ați promis că aducem și niște măicuții de la Cireșoaia. Sunt măicuți. Chiar ei nu aducem măicuți. Surori sau nu știu ce sunt. Nu. Era vorba despre, nu de persoane, ci de un post de asistent medical comunitar, pe care ni-l dorim la momentul acesta, dar care nu, pe care nu-l avem. Ar fi foarte bine acum să-l folosim la școală pentru filtrul copiilor, cât este în concediu medical, asistentul medical școlar. Adică la momentul la care dumneavoastră v-am supus atenția această organigramă, v-am argumentat și mai argumentez o dată ca să înțeleagă toată lumea. Legea prevede că orașele trebuie să aibă direcție de asistență socială. Am evitat să facem această direcție ani de zile. Nu mai putem evita la maxim. Pentru care această direcție a fost înființată acum câteva luni. Obligatoriu când înființezi o direcție, trebuie să ai niște un stat de funcții. Noi am pus acest stat de funcții minimal și atunci am promis că nu angajăm în plus față de momentul acela decât asistentul medical comunitar, care astăzi nu este nici măcar acela angajat. Respectiv, astăzi organigrama are modificări de denumiri de compartimente și de director executiv în loc de director sau ce ne-a recomandat Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Și dacă, domnilor consilier, vreți să duceți în altă zonă această discuție, dați-mi concret pe cine eu am angajat și când nu mi-am respectat cuvântul pe care l-am dat. Cu toate că este la îndemâna primarului dacă vrea sau nu să angajeze pe un post vacant pe cineva. Dar, domnilor, eu sunt responsabil cu banul public. Eu nu vreau să cheltui acești bani pe interese și dacă 48 sau 50 sau 60 noi am pus asistenții personal nu-i stabilește primarul. Asistenții personal sunt, să nu dea Domnul să aveți nevoie vreodată de asistent personal, da? Ei sunt plătiți de la găleata mare a bugetului local, ca să știți, de 2 ani de zile primim banii pentru asistenții personal, dar dacă nu-i primim, trebuie să-i dăm, ca să știți. Respectiv, el este angajat cu salariu minim și figurează în această organigramă, pentru că așa este corect. Și numărul lor este mai mare decât cel real acum, pentru că unul mai pleacă și altul mai vine. Și atunci e normal să-ți lași câteva posturi de rezervă, să nu fii blocat de organigramă. M-ați înțeles? Dacă mâine vine cineva cu documente să fie asistent personal, nu poți să chem imediat o Consiliul Local să aprobe încă un post în organigramă. Primăria, cât contribui la salariul unui asistent social? Primăria, nu este un procent. Încă o dată, din 2019, până atunci primeam bani direcționat pentru asistență socială și ce rămânea îi făceam excedent și îi dădeam tot la asistență socială înapoi. De atunci, mai departe, după ce s-a stabilit codul administrativ, banii pentru social vin la găleata mare de bani a primăriei și tu, primar, poți să cheltui dublu față de ce ai primit sau poți să faci economie. Respectiv, amintesc
că am avut 82 de persoane la 416 la ajutor social și mai avem 5 persoane, domnilor. Tocmai prin asta fac dovada responsabilității cheltuirii banului public. Nu îmi place să risipesc și vă asigur că voi continua acest lucru. Nu vă fie teamă că voi angaja pe cineva așa de dragul de a da un loc de muncă cuiva. E adevărat că, uitați, puteți să anunțați că nu avem oameni la salubritate. Da? Ne trebuie, nu vin. Ce să fac eu? Da? Angajăm la salubritate mâine. Dacă vin, angajăm oameni. Că suntem în sezonul în care avem mare nevoie de să menținem curățenia, spațiile verzi și celălalt. Vă rog. Mai sunt întrebări pe acest proiect? Avizul comisiei? Nu? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Trecem la punctul numărul 4 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării programului de unitar de combatere a vectorilor și dăunătorilor din orașul Slănic Moldova. Inițiator Baciu Gheorghe, primarul orașului. Pentru cei care ne urmăresc materialul filmat, legea ne obligă să avem un contract cu o firmă autorizată care în caz de apare o situație cu un atac de insecte, atac de rozătoare sau alte aspecte date de combaterea dezinsecție, deratizare și celelalte nevoi, să acționăm în direcția de a chema societatea respectivă să facă acest lucru. Respectiv, până atunci v-am supus atenției actualizarea programului unitar de combatere, care este baza pe care vom scoate la concurs societatea care sperăm noi să vină și să adică să vină să oferteze, să avem o bază de selecție cât mai largă și să avem un contract pe această componentă. Acum lucrurile sunt foarte sensibile pentru că un atac de țânțar, spre exemplu, sau de ceva poate să apară oricând. Și din cauza asta noi trebuie să fim reglementați ca să putem acționa foarte rapid. Nu putem să stăm multe zile fără... Aveți cuvântul, doamna. Am și o întrebare. La programul de combatere pentru dezinsecție sau deratizare, unde va avea loc, dacă veți face licitația, unde va avea loc combaterea? În stațiune sau în toată localitatea? Cine își va acerta? Păi combaterea are loc acolo unde apare focarul. Există specialiști care știu acest lucru, care vor... Vă dădeam exemplu în comisie, dacă anul trecut am avut atac de larve la gardul viu și foarte mult din gardul nostru viu s-a uscat până ne dăm noi seama, ne-am cumpărat niște substanțe și am dat noi cu atomizorul cu băieții de la serviciu de salubritate, dar lucrurile sunt reglementate de lege și contractul trebuie făcut cu o societate care are autorizație, care știe să manipuleze, să depoziteze, să facă această dezinfecție, deratizare și să dea domnul să nu apară. Dar ăsta, regulamentul este pe toată raza localității noastre. Acolo unde e nevoie. Acolo unde este nevoie. Mai ales că avem și arie protejată, adică aici o să trebuie să fim foarte atenți, o să trecem în caietul de sarcini, pentru că nu poți în area protejată chiar să faci ce vrei și... Și lumea, adică atunci când se va face... Păi lumea trebuie anunțată, dar el trebuie făcut unitar, în sensul în care dacă trece elicopterul și dă cu o substanță, ea trebuie să fie nepoluatoare și nepericuloasă pentru oameni. Din cauza asta nu ne permitem să facem după ureche anumite lucruri și ele sunt reglementate de lege și încă o dată aș invoca mai degrabă legea decât practica noastră zilnică. Căci fiecare dacă are acasă ceva, zice și cumpără și întreabă, dar noi nu putem. Vedeți în tabelul acela, aveți toate hotelurile, toate clădirile. Pe buget local se fac toate acestea dacă apar.
larva sau insecta sau rozătoarea nu știe unde se termină proprietatea primăriei și începe proprietatea privată. Acțiunea se face pe un areal mai mare pentru a avea eficiență. Pentru că altfel vorbim despre... Dar totul este reglementat și toată localitatea va beneficia, dacă va fi cazul, noi sperăm că nu va fi cazul, dar ne pregătim pentru ce este mai bine. Trebuie să prevenim mai bine și să fim pregătiți. Da. Avizul comisiilor? Da. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim. Trecem la punctul numărul 5 după ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor acordate pentru elevii învățământului preuniversitar de stat din orașul Slănic Moldova în anul școlar 2020-2021. Inițiator, economist Vaciu Gheorghe, primarul orașului. Da, bursele vor avea... școala deja ne-a trimis situația, vor avea o valoare de 100 de ron pe lună, cel mai puțin 100 de ron. Am primit de la guvern 30.000 de ron și punem la dispoziție toată suma pentru burse. Din păcate, noi nu putem să mai punem peste acești bani pentru că avem foarte mari cheltuieli anul acesta pentru învățământ. Ați reușit să luați, mai ales la cele de merit, zic eu, că așa am încurajat elevii să obțină rezultate mai bune. Ar fi un stimulent pe care o zic că merită. Și nu cred că ar fi măcar 50 de lei la 10 lei sau cât sunt, nu cred că ar fi o sumă atât de mare. Putem face și un calcul. Da. Și de la toamnă suntem în situația asta și la toamnă... Și chiar v-am rugat. Încercăm să gândiți la ceea ce v-am propus. Am înțeles. Nevoile sunt mari și pe partea administrativă. Și dacă de la ședința trecută până acum, când intrați în școală, vedeți că s-au schimbat pavelele, da, că în fața școlii. Mulțumim. Am amenajat parcarea. Încercăm puțin, nu așa, dar se vede că suntem aproape de școală și încercăm să... Da. Mai sunt discuții? Avizul comisiilor? Favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate. Trecem la punctul numărul 6 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind preluarea microbuzului marca Fiat Ducan Minu Plus 16+1 cu număr de matriculare Bacău 20 PMS în proprietatea și administrația unității administrative teritoriale a orașului Slănic Moldova. Microbuzul școlar Paciu Gheorghe, primarul orașului. Este din 2007. El este vechi. Școala nu are responsabil de transport, manager de transport, cum prevede legea. Ne-am hotărât să-l preluăm la primărie și să oferim și conducătorul auto, dar în special reparația. Numai reparația, prima reparație a lui depășește 9.000 de ron. Respectiv, trebuie să facem această cheltuială, dar nu numai asta, avem în vedere să îmbunătățim, să schimbăm husele, să îmbunătățim confortul acestor copii, ca să le fie drag să meargă la școală. Discutăm pe această temă? Supunem la vot? Comisie. Avizul comisiilor? Favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abține cineva? Mulțumesc. Trecem la punctul numărul 7 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității, organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și a contractelor, acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestui an școlar 2017-2018. Deci aici... Așa este programul. Așa atunci programul, a fost, da? Inițiat programul. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primarul orașului.
acest program este... Așa, data anul începe. Da, este de la Ministerul Învățământului și nu modificăm datele. Da. Noi scriem exact ce ne-au cerut dumnealor. Respectiv că noi nu ne asumăm să cumpărăm lapte, corn sau alte alimente care se distribuie, ci lăsăm Inspectoratul Școlar Județean să facă în continuare ce a făcut până acum. Până acum s-a derulat treaba în felul acesta și nu vrem să fim noi mai... În primul rând că ar fi o cheltuială suplimentară la bugetul local, dar nu ne propunem să fim diferiți și atunci lăsăm Inspectoratul să continue achiziția și distribuirea acestor alimente. Avizul comisiilor. Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă. Se abține cineva? Mulțumesc. Trecem la punctul numărul 8 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului Local al orașului Slănii Moldova. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Am considerat că este bine de reglementat anumite aspecte. Dumneavoastră, anul trecut, când a venit pandemia, ați votat posibilitatea de a participa de la distanță. Și cred că toate modificările sunt în beneficiul dumneavoastră și ca implicare, posibilitatea de a fi informați. Vedeți că noi transmitem materialele și cât de repede putem, aveți instrumentele necesare și de acum încolo sper ca să îmbunătățim acest mod de lucru și cred că este momentul la care, de fapt, noi după codul administrativ nu am modificat regulamentul decât strict cât am fost obligați de pandemie. Dar acum avem o posibilitate și vă rog să fiți de acord cu varianta propusă. Discuții? Avizul comisiilor? Favorabil. Supunem la vot cine este pentru? Mulțumesc. Trecem. Răbdare, domnul Mocanu. Ce vă grăbiți așa? Păi grăbă, aveți răbdare, că citesc, că nu... Aveți o grabă? Trecem la punctele suplimentare care le-am adus la cunoștință la începutul ședinței. Primul punct după suplimentare. Proiect de hotărâre privind instituirea raportului de evaluare pentru imobilul Monument Istoric Casino, situat în Slănic, Moldova, strada Vasile Alexandrii, numărul 3, județul Bacău. Cod BC P200901. Discuții. Dacă îmi permiteți să prezint situația în care suntem. Avem... o solicitare de drept de preemțiune pe care noi ne-am exprimat-o. Am fost împreună cu trei consilieri care au făcut parte din comisia de negociere la proprietarul clădirii Casino și dumnealui și-a exprimat oferta, a scris negru pe alb care este oferta dumnealui, respectiv 1.420.000 de euro. Noi, pentru că legea ne obligă să facem o evaluare, am contractat un evaluator care ne-a trimis alaltăi această evaluare și noi vă supunem atenției. Este vorba de raportul de evaluare numărul 8124 din 28-a-6-a, prezentat de domnul evaluator expert Guțu Romel. Același evaluator care a făcut evaluarea și în 2013, respectiv evaluarea a scos la toate calculele care s-au făcut, au rezultat o valoare de expropiere a cazinoului de 1.894.000 de ron, valoare pe care noi vă supunem astăzi atenției pentru ca să-i putem da răspunsul proprietarului care este valoarea pe care noi putem să o
oferim pentru această clădire. Mai departe, dacă dumnealui este de acord, atunci se merge pe dreptul de preemțiune și se răscumpără clădirea pe solicitarea dumnealui. Dacă dumnealui nu este de acord, intenția este să continuăm planul nostru pe care l-am început în 2019, în decembrie, de expropiere pentru cauză de utilitate publică și vă vom supune atenție indicatorii tehnico-economici care vor rezulta de pe urma proiectului de reabilitare. Dacă sunt întrebări. Dorește cineva să pună întrebări? Avizul comisiilor? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Trecem la punctul numărul 2 din suplimentare. Deci au fost 7 pentru, 6 abține. Ok? Da. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale al orașului Slănii Moldova pentru ședința adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, convocată pentru data de 25.06.2021. Părnuiesc că o să fie altă dată. Așa scrie. Da. Probabil va fi reprogramată. O să se reprogrameze. Ce? Aici scrie pentru ședința din 25.06.2021. Ședința a fost. Dacă ședința a fost convocată pe 25.06., dacă nu a îndeplinit vorumul, atunci va fi reconvocată și avem nevoie de această decizie a dumneavoastră. Dacă noi, neavând această decizie la momentul de 26, am fost lipsă și s-a hotărât în lipsa noastră, nu mai are obiect. Respectiv, eu vă supun atenție că altfel ar fi trebuit să vă convoc pe 25 ca să pot participa pe 26 la ședință. Am considerat că nu este așa de urgent, având în vedere că noi suntem membri la Asociația de Dezvoltare, dar nu avem niciun beneficiu până la acest moment de pe urma acestei asocieri. Vom rămâne asociați, așa cum am spus și în alte ședințe, pentru că la momentul la care vom reabilita, vom extinde rețeaua de canalizare de apă în Slănii Moldova, avem nevoie de avizul asociației pentru master planul, pentru că suntem prinși pe master planul județului Bacău pentru acest lucru și este singurul motiv care ne ține în această asociație. Altfel, aș fi propus de mult să nu mai fim în această asociație. Este bine să fiți, pentru că măcar știți ce se discută, ce se propune, ce proiecte. Este bine. Este foarte bine să fiți. Este bine să fim, dar este bine să fim într-o structură asociativă unde și beneficiez. Dacă alte localități, Dărmănești, are 18 milioane de euro beneficiu, 16 milioane Târgu Ocna de euro în acești ani, și noi nu avem nimic și noi trebuie să muncim să punem de la bugetul local să cumpărăm o stație de filtrare sau alte investiții, mi se pare că la momentul la care, nu știu dacă știți cine era primar în 2009, poate vă amintiți, decizia aceea a tras în urmă localitatea Slănic Moldova pentru că nu beneficiem, n-am beneficiat de nicio investiție și nu știu când o să putem noi beneficia de aceste investiții. Da? Nu vreau să intru în detalii, dar au fost de-a lungul timpului niște decizii foarte care s-au repercutat foarte negativ și foarte grav asupra localității noastre și asupra bugetului nostru. Amintiți-vă că a trebuit să cumpărăm din bugetul local mașină de transportat gunoi, compactoarea, nu? Și să cumpărăm mașină de reciclabile și să cumpărăm anumite, să facem anumite investiții pe care pubelele, am cumpărat, toate pubelele sunt cumpărate de la bugetul local. Toți acești bani s-ar fi regăsit undeva în localitate dacă
n-ar fi trebuit să se cheltuim de la bugetul local. Stau pubelele grămadă pe la depozite și noi nu le putem primi pentru că nu am vrut să ne asociem. Dacă este bine sau este rău, vă rog să trageți dumneavoastră concluzia. Atât timp cât l-ați spus că e ca proiect... Ați avut posibilitatea, domnul primar, să intrați în ADIP și să renunțăm la serviciul ăsta și să fii membriat și să vină ADIP-ul să facă colectare. Și ați insistat și ați dorit să mențineți serviciul. Așa că ne-am asumat cheltuielile. Vedeți că faceți o confuzie. ADIP este în legătură cu apa și ADIS este în legătură cu salubritate. Păi, da, ADIS este, nu mai puțin, ADIS este cel care reglementează. Nu am avut posibilitatea, că dacă am fi avut-o, poate am fi apelat. Erați consilier local atunci și om de care a avut acces la decizii și ați votat acest aspect, pentru că ați votat pentru, adică nu ați votat împotrivă, pentru că nu am avut alternativă, domnul consilier. Gândiți-vă că nici astăzi cele 22 de comune de lângă Bacău încă nu sunt la contractul mare cu Romprest și vă voi prezenta încă o dată documentele prin care am fost refuzați să intrăm pentru argumentul că în timpul derulării unui proiect pe fonduri europene nu se poate modifica structura proiectului. Și toți știm acest lucru. Deci numai după ce se termină această perioadă de finanțare, după ce, nu știu, 2027, dacă nu mă înșel, când se va relua viziunea de colectare selectivă la nivelul Bacău, vom putea face și, din păcate, dincolo la ADIP, vorbim de apă, ca să beneficiem de ceva, ar trebui să fim acționari la CRAB, la compania regională de apă și, din nou, ajungem că au primit finanțare pe POIM și CRAB-ul nu mai primește niciun membru, nu poate primi, nu că nu vrea el sau pot să fac eu 100 de presiuni. Ce am reușit? Doar la GAL. Și știți, ați aprobat, suntem membri la GAL și pe programul de finanțare care tocmai începe, vom fi și noi prinși pe următorul exercițiu financiar. Am repetat asta doar ca să fie cât mai limpede mintea fiecăruia cum am acționat. Dar cred că comuna Tâlcu Trotuș cu vreo 3 ani a fost primită. Eu așa mi-am, nu știu, fi posibil, nu fi posibil. Atunci că știu că a fost și la ei o problemă foarte mare cu serviciul de salubritate și au reușit într-un final de a-au adus serviciul ăla la Tâlcu Trotuș. La Tâlcu Trotuș a fost cu apa? Nu, și cu salubritatea. Deci salubritatea în județul Bacău a fost reglementat în 2009 și nu s-a modificat cu nimic. Da. În 2009, 22 de comune și municipiul Bacău aveau deja un contract în derulare pe fonduri FADR de preaderare. Respectiv, acel contract a trebuit păstrat. Acele UAT-uri n-au intrat pentru că n-au putut intra. Celelalte UAT-uri puteau să intre, dar sunt 5 UAT-uri care n-au intrat. Stănii, Moldova, Comănești, Helegiu, Buhuș și nu Târgu Trotuș singur. Respectiv, toți ceilalți au primit dotare și au contract de colectare și transport cu ADIS Bacău, respectiv Romprestu, el este operator la momentul acesta. Celelalte excepții, ei ne spun excepții nouă în toate hârtiile alea, noi suntem o excepție. Din păcate suntem o excepție care ne va costa încă ani de zile pe noi. Pentru că nu poți să nu ridici gunoiul, dacă nu ridici cum trebuie, nu-l colectezi, plătești penalități și se va repercuta foarte grav dacă noi nu îmbunătățim colectarea selectivă și altele. Și toate deciziile pe care am luat au fost strict de a respecta minimal legea ca să nu fim într-o situație de penalitate. Da? Nu putem să facem, nu schimbăm noi din afara echipei, echipa de lucru acolo. Orice speculație rămâne valabilă.
Dacă vă referiți la Pârgărești și Târgu Trotuș pe apă, pentru apă, da, da. Și astăzi sunt probleme cu apa, pentru că ei au cumpărat apă de la stație, de la Cărăboaie, au contor la intrare, dar n-au avut reglementată distribuția și cineva o să plătească. Alea sunt alte aspecte. Eu vă spun că e un miracol că am reușit să obținem și licențe pentru apă, și licențe pentru salubritate și suntem în regulă cu toate, și mai mare miracolul că reușim să facem investiții din bugetul local. Cineva care vrea să analizeze pertinent va concluziona că da, ne-am străduit și am reușit să facem aceste investiții și să obținem aceste licențe. Cine vrea să dea în derizoriu, da, că puteam să facem altceva cu banii ăștia, că nu trebuia făcut și celălalt. Dar toate deciziile pe care eu le-am luat au fost trecute prin filtrul Consiliului Local. Și nu am ce să îmi reproșez din această perspectivă. Cine vrea să înțeleagă, înțelege, cine nu. Mai sunt întrebări pe acest punct? Avizul comisiilor? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc, s-au terminat toate proiectele și... Dacă îmi permiteți, am eu de spus câteva cuvinte la diverse. Da, un pic. Da? Da. Și pe cele de pe lista de suplimentare. Doamna, jur, este tot în regulă? Da. Pentru diverse, dorește cineva să ia cuvântul? Da. S-a scris domnul primar. Nu țin neapărat să iau cuvântul primul, dar... Vreau să vă spun că este o zi în care sunt mâhnit, este o zi în care eu am oferit posibilitatea consilierilor PSD să fie alături de slăniceni și să voteze ca această clădire casino, care nu este ruleta Slănicului, ci este sala de spectacol a Slănicului, biblioteca Slănicului, este teatrul Slănicului și este emblema noastră, să revină în controlul Consiliului Local, respectiv primăria, să aibă o autoritate. Continuați, domnilor, să perpetuați în aceeași greșeală. Eu m-am gândit că dacă din 2013 până astăzi s-a mai schimbat ceva în Slănicul ăsta și sunteți câțiva oameni care vedeți lucrurile de secol 21, din păcate, votul dumneavoastră de astăzi v-a tras în urmă și v-a amestecat cu gloaca, cu cloaca din 2013. Sunteți responsabili, vă rog să mă lăsați să-mi termin, sunteți responsabili pentru ceea ce faceți. Acest vot al dumneavoastră îl voi face public ca toți cetățenii Slănicului să știe. Domn primar, mă întreabă lumea, de ce nu luați cazinou, că la vara antrena ar face, da? O să spun, din cauza lui Popescu Ionescu, tot numele dumneavoastră va fi cap de afiș și vă asigur, domnilor, că am voie, pentru că ședința este publică și pot să spun că astăzi au votat împotrivă. Nu, doamna, ba da, v-ați abținut, v-ați abținut. Votul, abținerea este un vot împotrivă, dar este un secret. Bun, v-ați abținut și la contestația pe care a făcut-o proprietarul respectiv. Când vă abțineți, sunteți de acord cu proprietarul. Oameni buni, asta nu este, nu se joacă la barbut. Deci, nu să litigi pe acolo, nu mai vreau să fiu pofasă la așa ceva. Nu este niciun litigiu. Dacă ar fi fost un litigiu, am fi așteptat să se termine litigiu. La momentul acesta, cine vrea să creeze litigii, are voie să creeze litigii. Noi
ne respectăm litera și spiritul legii și foarte repede această clădire va veni la primărie, la Consiliul Local și o vom pune în funcție să avem și noi unde să joace copiii noștri un spectacol. Nu să mergem prin săli de sport, cum ne-ați recomandat, să mergem noi în sală de sport. Orice comună are o sală de spectacol, un cămin cultural și noi să mergem în sala de sport, nu? Că noi n-avem, am muncit atâția ani, oamenii ăștia de pe Valea Secolului au muncit atâția ani și știți cum a fost construit acest casino, da? Cu efortul tuturor, da? Prioritățile sunt toate. Noi, la momentul acesta, nu v-am cerut niciun leu pentru cazinoul ăsta. O să facem colectă publică pentru el și vă deranjează, domnilor, că vom reuși să rezolvăm această problemă, da? Vă deranjează, că dacă nu v-ar fi deranjat, nu v-ați fi abținut, da? Ce vreți? Doamna președintă vă dă voie, eu trebuie doar să termin. Cei mai mulți cetățeni nu mă întreabă neapărat de cazinou, deși este un obiectiv important al stațiunii, ne întreabă de ce sunt gunoaie, de ce este atâta mizerie în oraș, de ce iarba nu se cosește la timp, de ce sunt gropi pline cu apă, de ce nu se fac trotuarele și noi trebuie să mergem prin iarbă să ne butăm și de ce apa este de nefolosit și curge maro și tulbure, de ce se înfundă canalizările și dau pe afară și nu vine nimeni să le curețe. Deci, mai mult aceste lucruri mă întreabă dumneavoastră. Bun. Eu vă spun din zona unde sunt. Da? Dacă dumneavoastră vreți să duceți în derizorul subiectul discuției noastre, noi vorbim despre cazino aici, doamna. Da? Și vorbim despre atitudinea unor consilieri. Și vedeți care sunt prioritățile cu adevărat. Eu nu știu care sunt prioritățile, domnule. Da? Eu vă asigur că sunt un om responsabil și vom rezolva cât mai multe din problemele Stănicului, dar cu asemenea atitudine, cu asemenea nepăsare și inconștiență vis-a-vis de viitorul localității noastre, nu cred că o să rezolvăm această localitate. Aș vrea să, și vă rog, încheie aici, aș vrea să vă spun că modul dumneavoastră de lucru, modul în care vă solidarizați pentru a favoriza o persoană sau un grup restrâns de persoane în defavoarea întregii comunități, este un principiu foarte rău de dezvoltare a localității. Doar atât vreau să conștientizez că poate data viitoare mai puneți niște întrebări suplimentare dacă nu sunteți clarificați și veți vota pentru slăniceni, pentru toți, nu pentru două, trei, n-ați votat. Dacă ați fi votat, doamna secretar general, abținerea este vot. Se contabilizează ca vot împotrivă. Ca vot împotrivă. Mai vreți ceva? Am spus într-o ședință care am mai fost. Domnule, în momentul când cazinou va fi sub ordinea primăriei, nu se va mai abține, nu va vota nimeni împotrivă, domnul primar. Deocamdată este o proprietate privată și eu personal spun acum, în momentul când filmează, eu nu vreau să dau cu subsemnatul pe la tribunale, domnul primar. În momentul când s-a achiziționat cazinoul, deci votăm să băgăm cei mai mulți bani așa. Dar gândiți-vă, în urma ploilor, câte probleme avem, care ar fi prioritate. Care ar fi prioritate. Locuitorii din Cerdac, din Cireșoaia, vă promit că nu interesează deocamdată, acum, la momentul de față, cazinoul. La diverse aș avea și eu câteva puncte care să le ascultați și dumneavoastră, să vedeți cu adevărat prioritățile. Prioritatea în Slănic Moldova ar fi gazele, domnul primar. Pe acest subiect, mai e cineva să vă întrebări? Domnul primar, am cumpărat izvoarele. Le-am cumpărat. Considerați că suma care s-a plătit pe izvoare de la bugetul local, vorbim de o sumă care s-a plătit din taxele și impozitele cetățenilor de pe Valea Sânicului, era atât de oportună și necesară? Deci vorbim de sume care s-au plătit de la bugetul local, din taxele și impozitele cetățenilor. Așa ne-i căjiți? Domnul
consilier Moraru. Vreți să cumpărați casino? Este aceeași domnul, situație. Domnul, dați voie să vă răspund. Ați terminat întrebarea? Eu încă nu știu bani care au venit pe undeva, din o sursă de finanțare care să se ducă undeva pe o investiție. Guvernul la rectificarea din 2020 ați primit 6.300.000 care ați dat pe note conceptuale și pe SF-uri. Ba chiar mai mult. S-au dus câteva la 700 de mii, 7 miliarde. Aș vrea să nu duceți. Și mi se pare normal că podul de la pe Păcii, care a fost reparat așa cum a fost reparat în condițiile alea din 2018, de la inundația din 2018, ca să se poată circula pe el, sunt 4 ani. Care ăla a fost un pod provizoriu, să se poată circula. Știu foarte bine că s-au alocat bani la, de către comisia care a venit și a evaluat pagubele, s-a alocat o sumă pentru acel pod. În ce an, domnule? Nu s-a folosit. Vorbim de inundația de 2018, care am gestionat-o eu. Și mai sunt alte cazuri. Deci, Păcii este distrus. Case inundate, podul luat. Dacă tot erați atunci, ați gestionat inundațiile. Câți bani am primit noi în 2018? 3.600.000 și 360. Nu, 348.000 de roni. Acești bani au avut trei liniuțe, dacă vă amintiți. Da? Așa, un punct astăzi este finalizat, se cheamă podul Dobru, pentru care noi am cheltuit 1.200.000 de roni și pentru care, tocmai v-am spus la ședința trecută, că am primit înapoi de la guvern suma de 800.000 de roni. Respectiv, dacă dumneavoastră spuneți că banii din 2020 primiți de la guvernul Orban au fost cheltuiți aiurea, tocmai acum vă fac dovada că din banii, în afară de banii pe situații de urgență pe care suntem obligați să-i ducem acolo unde spune liniuța aia, banii pe care i-am primit, am reușit să finanțăm finalizarea unor obiective de investiții care tocmai s-au întors anul acesta și care tocmai reprezintă baza noastră de a cumpăra izvoare. Dar pentru că mi-a spus problema acestor izvoare, domnul consilier, oare nu este jenant când treceți pe lângă ele și toate butoanele alea și pietrele alea sunt vai de steaua lor și turiștii ne acuză pe noi. Eu nu v-am întrebat cât ați vorbit. Ori îmi dați voi, ori nu vă răspund la întrebarea asta. Deci, domnilor, din momentul acesta, dacă nu facem regula dialogului, vă răspund în scris. Îmi spuneți ce vreți și eu vă răspund în scris și am încheiat, că nu o fac aici bat jocără. Eu cât ați vorbit, nu v-am întrebat. Lăsați-mă să vorbesc și insultați-mă și dumneavoastră după aceea, doamna Tudorel. Dar nu cu o măsură mai mare. Nu cu o măsură mai mare cu care... Doamnă, eu nu v-am insultat. Cum adică? Cloacă, nesimțire, inconștiență. Ce nu considerați că sunt acestea? Nu v-am spus la persoană. Păi ați spus ce? Și am spus că prin această... Nu pare mică, neînsemnată pentru dumneavoastră. Eu asta vă întreb. Eu vă respect, vă rog să ne respectați. Vă rog să nu vă mai permiteți să ne insultați. Nu aveți niciun drept. Este părerea sau opinia noastră. Vă convine sau nu, asta este. Eu dacă nu anumite lucruri pe care dumneavoastră le faceți nu-mi convine, eu nu permit să vă jignesc, doar vă spun ce trebuie făcut. Și vă spun că acele activități nu sunt bine făcute, nu să vă fac în acest fel. Încă o dată vă atrag atenția la limbajul pe care îl folosiți. Mulțumesc! Mai dorește cineva? Domnul... Toate întrebările le înregistrăm și vă răspund în scris. Vă rog. În luna martie, la o ședință anterioară, am specificat personal în ședință că s-a anunțat un amploios. V-am rugat atunci să luăm măsuri cu străzile și cu afluenții râului Slănic. Vreau să spun că, înainte de a câștiga alegerile dumneavoastră anul trecut, prin 1 august, ați pus niște panouri de informare. Stroiu, Cerdac, Cireșoaia, nu știu cum, vreo 8 afluenți. Nu știm în ce situație se află lucrările alea, sau în ce ne aflăm așa, dar vreau să vă spun că suntem la pământ cu străzile inundate, cel puțin strada Păcii, pod căzut, care
au fost alocate acolo pentru podul ăla niște bani. S-a luat dalii de la școală din spate, de pe drumul ăla care duce la așa, s-au pus dalii, s-a tăiat o grindă din aia de metal în două, s-a rezolvat situația. Câți bani au fost alocați și unde au fost dirijați, habar n-avem. Într-o zi m-am trezit acasă, punea Nicu Ionel, omul supărat cu părâul ăla de la Harapu, neavenul Harapu, nici nu știu. Că, domnule, ești consum... Da, domnule, suntem acolo, deocamdată la putere este Petrică Ionel, care e din Cerdac, vă puteți duce la el, omul este de vreun an de zile, aproape un an de zile, în ședință locală, n-a scos o consoană sau o silabă, omul vine la mine. Am spus, domnule, este un panou de informat, unde este? Mă duc să-l arunc jos. Domnule, panourile alea de informare la cetățenii din Cerdac, Cireșoaia, Sclănic, li se cam plimbă gogoașa prin gât, cum i se plimba lui Oltean în Groscoiu. Știți despre ce ne vorbesc, nu? S-au cam săturat oamenii ăștia de informările astea. Acolo ar trebui date jos panourile alea și înlocuite cu panouri de executare a lucrărilor. Beneficiar, executant, valoarea lucrărilor, așa ar trebui făcut. Aici, dacă ce credeți că se poate face? Și mai nou a fost trimis pe la Cerdac, Cireșoaia, Slănic, niște plicuri de, nu știu, sesizări, care oameni cetățeni ar mai avea ceva de plată. Cum s-a constatat doamna Antonela, am înțeles că ceva n-ar fi fost la valoarea euro de atunci, oamenii s-au trezit acasă cu plicuri care avea ceva de plată. Impozit pe mașină, pe casă, da. Nu știu ce. Știu că impozitul se plătește până pe 31 decembrie, dar dacă este de anul trecut, corect. Deci nu-i nimic rău. Totul e ok. Dacă cumva este datorie de anul trecut. Așa și cel cu serviciul de salubritate, băieții vin, își fac datoria, nu știu, este obligat, nu este obligat să lase saci în momentul când ia gunoiul, să lase saci la oameni, că băieții spun că nu li se dă saci. Cum ați spus, dacă ați hotărât să răspundeți în scris, deci primul lucru cu panourile alea informative care ar trebui înlocuite, domnul Petrec, notați acolo, și în momentul când ne apucăm de lucrări, punem panou de executare a lucrărilor. Alea de informare s-a săturat lumea, v-am spus. Deci se cam plimbă gogoașa prin gât, numai bine, cu panourile de informare. Și cu domnul Petrică Ionel, dacă poate să-i rezolvi situația lui Neani cu Ionel, că a zis că, domnule, eu am adunat 15 voturi acolo, i-am dat cu domnul, domnule, foarte bine. La butoane este Nea Petrică Ionel. Poți să răspundă pe masă. Da, Nea Nicu Ionel a venit la mine. Bă, ok. Mi-a zis, nu acasă, la biserică, și mi-a zis că doamna consilieră Buța sau și-a fundat șanțul care îi se ducea apa la vale și s-a ducă să inunde acolo. Doamne, eu am zis și la vin la primărie, să-l luăm lui Vicio, m-a zis treaba asta, să-l recunoști. Dar omul era problema cu răul ăla de la neagenul. Păi de acolo, că răul ăla care vine pe acolo la vale, când da afară, pleacă și inunde pe toți. Așa, dacă era șanțul făcut, să-l ducea apa pe șanț la vale. Bun. Da, dar răul ăla când vine la vale, păi lasă-l panul, nu că n-am ajuns. Și cu panul să stăc eu. De câte ori i-ați spus primară ședință că deja se licitează acum cu părainic? Ape românii licitează, dacă tatăl nu ești la ședință, el de câte ori vine mai chiar? Păi când s-a spus, ce s-a spus? Noi avem un an de zile de când s-a spus și-a spus mânările de fără. Păi ce s-a zis, domnul primar, că se licitează acum și să... Eu chiar cer acum să vină când se încheie licitația asta, domnul Ionel Petrică, prima scală. Face scris la... Așa. Și a doua oară. Când ne-am dus să facem timpul la tine, dau exemplu. M-am dus acolo să facem păraina, să sărim cu gura și a sărim prin noi și nu facem nimica. Ce vrea să faceți acolo? Deci ce făceam, dar vreau să facem. Pentru că nu s-a făcut nimic, nu s-a făcut nimic, nu s-a făcut nimic. Hai să cer din gură, umblați numai contra. Sunteți contra, ați fost dădeauna și așa, așa, cu vătul și partidul. Eu am fost 4 ani în opoziție acum. Tot așa este tot ce așa, fii contra ce face primarul, că nu-i bun nimic. Tot că primarul face, măi, nu că... Pe domnul Sergiu Catrințașu, că știe mai bine. Din câte ori au adus pompilele noi utilaje pe strada zonilor și a făcut? De două ori și de două ori e și scandal. Tu vrei să pui exact cum îți convine. Hai să spunem adevărul, să nu mai... De două ori știu eu, mai bine, da.
Odată m-am trezit cu domnul Sergiu Cadențașu, reparam drumul și a zis, domnule, dacă o luăm pe cea dreaptă, n-ai voie să repari. Bine, domnule, nu-l repar. Dar te-a reclamat vecine, nu cât te-ai trezit. Nu-l repar, reparați-l. Să-ți mai dau un răspuns. A venit soția ta la ministru să-ți spună ca să punem biecuri pe timpul? Dacă da. Tu ai fost așa... Nu, nu. La serviciul iluminat nu comentez. A venit la mine personal, domnul primar, și mi-a zis, domnul Ionel, să că mă implica și rămân o politică. Domnule, dar nu comentez nimic la serviciul iluminat, domnule. Păi da, dar zice fapte bune, nu mai fapte rele care este. Am zis și bune și rele. Domnule, eu vorbesc din un dat, e ok, domnule. Cât am umblat și am făcut eu cea, dar n-a făcut nimeni și n-a făcut. Domnule, vreau să pui un cub de 60 de centimetri, unde curge o apă de 2 metri înălțime. Domnule, mă tăiești cu o știe la cap. Da, e bine așa că vine apa pe trotuar și umblați prin gheață. Nu avem trotuar, că n-avem trotuar pe stradă. Pe petoalele care sunt acolo. Și alea trebuie să-i facă petrolul, nu trebuie să-i facă primăria, dacă ești așa cum știe. Hai să fim sincer. Nu m-a contra umblat mereu, nu era să fac, niciodată n-a să fac. Bine, domnule, dacă am făcut eu personal, a fost contra. Am făcut eu personal vreo, nu știu câți ani la rând, am fost contra. Am fost contra, așa consider m-a dat. Și acum cu sărit cu gura, cu cazinou, cu izvoare. Care cazinou, domnule? Dar astea, acum trebuie să punem noi bani și le cumpărăm înapoi. Păi pun și eu bani, domnule. Cum tu dacă a fost contra toți? Domnule, ne-am abținut, domnule, pun și eu bani. Stai liniștit, nu trebuie tot, domnule. Nu te rezolvi problema, nu mi-a nici cu Ionel. Mi-a nici cu Ionel a fost, mi-a zis clar. Foarte bine. Mi-a zis treaba cu șanfa, așa să dăm la consec, a spus acolo toate gunoaile în șanfa la să-și fundat. Acolo... Nu, n-am fost. Deci se trage căruț, se trage... Domnule, foarte bine. Lasă că stăm așa în noroaie. Domnule, asta înseamnă că nu le-ați oferit. Domnule, dumneavoastră ai fost la biserică, dă-le? Închide-te. Domnule, nu le-ați oferit. 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 Ai fost la tractor așa acasă, era omul duminic. Mai sunt întrebări la diverse? Asta e prioritate. Întrebările care s-au pus la diverse o să le primiți în scris. Da, și la cetățen. Să se ducă în scris, să facă 3600 de plicuri, să-ți trimită și la cetățen în scris. O să primească în scris. Că noi n-am venit aici în coaj și nouă să venim aici în ședința Consiliului Local. Ați fost mandată. Ori sunteți președinte de ședință și dați cuvântul pe subiect, 2 minute, am un minut și terminăm, ori facem o circotecă aici. Doamna președinte, eu nu mai stau la circul ăsta. Ok. Închidem ședința? Doamna noastră, stabiliți că sunteți președinte. Toate proiectele de pe ordinea de zi și după suplimentare au fost aprobate. Închidem ședința.